al Alexandru Sachia prezintă un film de scurt metraj care pornește de la aceste construcții. Noile quartale, magistralele orașelor noastre mereu mai tinere, sunt rodul eforturilor, calculelor, imaginației creatoare și sudorii omenești. Gândiți-vă numai cât a crescut Bucureștiul. Cartiere ca Vatra Luminoasă, Ferentari, Floreasca, Balta Albă, magistrale ca Gridița, Mihai Bravo, Ștefan cel Mare, sunt mândria noastră construcțiilor. Numai în primii 3 ani ai Șesenalului și numai în București au fost date în folosință peste 36.000 apartamente. Sunt roade tonice, luminoase, ale politicii partidului nostru. Cheltuim muncă și inspirație. Pentru tot ce ne oferă un bine meritat confort, cheltuim din noi. Zeci de mii de familii, sute de mii de oameni îngrijesc cu dragoste și recunoștință apartamentele lor. Sunt însă și unii, foarte puțini din fericire, a căror atitudine față de această mare bogăție comună nu-i conformă normelor de conviețuire obștească. Vă propunem aici și o discuție despre răspundere, care poate începe și de la un geam spart, mai ales când prin el se plimbă indiferența și neglijența. Scandala în cuiemire, nu știu ce. O să mă duc să vă stau de vorbă și cu tovarășul președinte Bija, vicepreședinte, să vedem. Trebuie să luăm o măsură, înțelegi? Cele ce ascultați sunt frânturi din ședința unui comitet de bloc. Vorbește unul din miile de președinți de comitete de bloc din capitală, unul din oamenii pe care noi i-am însărcinat să vegheze la bunăstarea locuințelor noastre. Dar zice că bușonul i-a sărit, s-a stricat pe ghivintul și i-a sărit. Mai am iar un cetățean care s-a spart țeava și acolo va etajul 5 și când a venit ca să repare, nu am vrut să-l las. Că îi face multă din casă. Știi că a venit? Numai pentru asta? Da, avea intervenit și a rămas... Nu, până la urmă l-am lămurit și... Nu merge cu mine, eu fac ca Macarencu. Dacă nu ține munca de lămurire, încerc cu toate metodele și vormă îl chem la comitet. Și... Puțin așa să spun. Am vizitat câteva locuri unde nici colectivele de locatari, nici indignarea lor unanimă n-au pus încă lucrurile la punct. Am folosit metoda filmării prin surprindere și a înregistrării declarațiilor fără nicio pregătire prealabilă. Iată neplăcerile tovarășii Covaș din București, strada Brezoianu, numărul 7. Cel mai tare a fost aici, în sus, pe lustră, cu geam jos, așa ca la robinet. E foarte neplăcut să stai așa. Știți cum a curs? A curs în stradă, s-a adunat toată lumea. Ea, atunci spunea mecanicul că era și acasă. Ce-o fi făcut eu? Nu știu cum Dumnezeu lasă așa deschis tot timpul că poate să curgă în așa cal. Și s-a infiltrat în perete și a făcut de aici tot statin. Și ați încercat să discutați cu tovarășul? Ce? Nu pot să discut. Ea că numai că nu m-a luat să mă arunce în brânci afară. Așa e în blocuri, depinzi de cel de sus. Vă spun, da, ultima dată a curs puțin apă, da, că a fost ghiuveta de fix și a curs puțin apă. Asta recunosc a doua oară, dar prima dată a curs puțin apă în care a fost puțin și în casă. Asta recunosc eu, sigur. Prima dată n-a fost deloc, știți? Dânsa a venit prima dată, acum când m-am mutat eu, că nu știu ce, s-a constatat că din perete, nu știu ce. Și acum a fost, vă spun, că a fost defect aici, a venit tovarășul mecanic. Și asta recunosc, eu nu pot să vă spun, mi-mi place lucrul real, așa cum e. Alt caz. Da, tot parchetul e scos, deci nu am de jos. Parchetul cine l-a scos? Ia, parchetul e în casă aici, eu am servici, când plec la servici, știu eu ce face ea, pot să spui vecina, că vecina stă acasă. Nu știu, am spus-o multe să-i facă ce-i face, că ne-a distrus de tot. Poftiți și la bucătărie cum am spart aici la lumină. Luminile, toate prizile mi-a scos din casă. Păi, asta o reparat eu duminică că m-am curentat aici, că aveam două fie. Nu știu ce să mai facem cu ea.
Deși o fi stricând toate Elena Constantin din blocul 10 al complexului Ferentar, să auzi și să nu crezi. Dar spune că ea vrea să strice tot, că știe că pleacă de aici și vrea să strice tot. Că nu vrea să lase pe sora ei în casă bună, să cheltuie ca să o repare. Vă lăsăm pe dumneavoastră să calificați o asemenea comportare. Vizităm, sesizați de tovarășii de la întreprinderea de administrație locativă, familia Rășcanu, pe calea Griviței, după ce văzusem că uscătoria blocului era goală. E păcat, și eu știu că e păcat, dar spuneți dumneavoastră, care e posibilitatea, că noi imediat o folosim. Nu suntem contra. Aceeași poveste e la tot personalul care locuiește în bloc. Fiindcă nu ne-a dat drumul la spălătorii. Am dat bani să spălătă cazanele, știu și eu ce s-a făcut. E acolo, merge și dumneavoastră și vedeți. E adevărat, se mai defectează și cazanele și uscătoriile, dar aici poftiți, merg. Sigur, da, 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 atenția că în baie și în apartamente nu e voie de uscături. Se știe bine că vă infectează în rău asupra construcției. Și e comod. Dar eu susțin că nici astăzi nu se poate folosi. De ce nici cazanul, nu? Deci, asta merge, asta merge, aia, numai cine nu vrea poate nu. Așadar, numai cine nu vrea. Iată un bloc în care gospodinii sunt așa de mândri de lingeria intimă, încât simt nevoia să o arate tuturor. Bunul simț a fost trimis la plimbare, în timp și uscătoriile stau goale. Stăpânii balcoanelor astfel împodobite ar trebui obligați să aerisească în uscătorii, măcar să fie inversiunea completă. Te pomenești că ori fi și fete de măritat pe aici. Ce-ar face oare Romeo sub un asemenea balcon? Am vizitat în complexul Ferentar, blocul 4, un apartament mobilat și întreținut cu gust. Surpriza a constituit-o însă acest capitoliu la domiciliu. Ce sunt? Gâște sau gâscare? O gâsă și un gâscare. Și cine le-a pus în balcon? Eu le-am pus în galopă ieri de la o doamnă și n-am pus în gâscare. Ba, cum te numești? Creț. Mai cum? De Fărbina. Firește, gâștele sunt un lucru foarte folositor, mai ales pe varză călită. Dar oricât ar fi casa noastră ca o floare, balconul nu-i pășune comunală. Înțelegem și pasiunea pentru porumbei, deși nu ne putem dezbăra de prejudecata că baia trebuie să fie curată. Ia spune, nu știu, de ce l-ai băgat aici? Păi n-am să-l țin. Și îl bagi în baie? Dar duceți-vă la blocul 15-16, să deși acolo. Dar dacă cineva de la etajul 5 ar iubi vacile sau măcar oile turcane, trebuie ales între apartament și pasiune. Sunt în definitiv și dileme din care se iese prin evacuare. O pasiune mult mai puțin comestibilă sunt pisicile. Mâțele aici de față au de toate. Până și un ascensor care nu se strică niciodată. Cu toate acestea, stăpâna ne-a interzis să le filmăm, unei prietene a dumisalei a fost rușine să-și arate fața. Cetățeana pacifică Asan din strada Xenopol vă invită totuși să-i vizitați menageria. Și mai cum? Turc. Câți ani ai, dragă? 3 ani. 4 ani. Așa. Și ce te doare pe tine, poștelul? Aceste întrebări, amintind medicina și, într-un fel, igiena, stăpâna apartamentului nu le pune acasă, ci la policlinică. Asta? Te doare când te apăsiu? Da? Când te doare? Deschide gura mare. Mare, mare, mare. Așa. Poate din afară și de A. Aoleo, tovarășe doctor. La policlinică vă numiți... Ionescu Olșanski. Ela.
Acasă sună foarte ciudat doctor Ionescu Olșanski Stella. Dorim să fim politicoși, deși ne vine greu. Toți suntem ocupați, dar mai măturăm prin casă. Unul din încântătoarele blocuri de pe Grivița. Se simte că aici stau gospodari, nu? Suntem siguri însă că la menținerea ordinii exemplare într-un asemenea bloc nu are nicio contribuție familia Porumboiu, a căror bucătărie o vedeți. Aici a ars de două ori din prișin pe care ne le-a povestit o rudă a soților sus amintiți. A doua oară am desfăzi lampa. Prima dată a răsturnat-o din neglijență prima dată. A doua oară am desfăzi lampa. Acum folosește lampă, folosește dracu, folosește potasiu cu benzină, cu gaz, știu eu, în sfârșit, și asta e. Înțeleg că ne spune, nu faptul că uităm două sau trei, da. Faptul că a prins un incendiu și normal, fie că a ieșit mai sau mai, nu știu, așa am înțeles. Eu nu sunt, n-am parte efectiv la, ca să văd, însă, oricum, de la o explozie, practic, să știți. Dar spuneți-mi, dizolva ceva cu benzină pe aproape? Nu, nu, punea așa. Inițial începea cu benzină, că așa se aprinde lampa asta. Începea cu benzină și continua cu gaz. E special pentru... Special făcută pentru explozii și incendii. A ars odată, a ars de două ori. La câte incendii credeți că rezistă o singură bucătărie? Într-unul din blocurile cartierului Balta Albă s-a mutat recent și gospodina Ioana Țâmboc. Iată-o în ușa casei sale noi. Apartamentul a fost până mai ieri nou-nouț, finisat la amănunt de mâini grijulii, dar asta n-a durat mult. De bun venitul dumisare, iată ce i s-a întâmplat familiei care locuiește cu un etaj mai jos. Când s-a trezut fetița că doarme acolea în pat, pare camiera aceea, s-a trezit noaptea că curgea pe ea. Dar altfel nu știam. Dar nu s-a speriat fata dumneavoastră când... Da, s-a sculat țipând. Mamicu, mamicu! Țipa. Noaptea, până la 1 noaptea. Da. Când a curs de la ghivetă, de acolo din bucătărie, apa s-a dus pe sub tușă și a trecut la celălalt în partea elant. Așadar, în afară de apartamentul familiei Țâmboc, încă două apartamente deteriorate. Nu ne e deloc plăcut să căutăm pe străzi cu care ne mândrim situații criticabile. Dar trebuie să apărăm prin toate mijloacele fața curată a orașelor noastre. Chiar dacă suntem siliți să punem în discuție situații delicate. Această ușă spartă și stricășiunile pe care le veți mai vedea sunt rezultatul unor certuri familiare. Trecem peste motivele lor, nu fac obiectul discuției noastre, despre care ne-a povestit o colocatara a împrișinaților. Și i-a dat, da, desfăcut la ușa acolo, ați văzut-o poate cum este, așa, și pe urmă, dacă a văzut că nu poate să desfacă ușa, altă scară, nu știu de unde, a venit să fie pe aici și nu știu cu ce a dat în geam și a spart geamul ce a intrat peste. Și copilul... S-a prezit. Da, să spun la ziua, nici copilul nu l-a mai dat. Mă rog, când se ceartă, sparg, dar deși nu drept când se împacă. Apără, Doamne, apartamentele de șerturi familiare, că din păcări se feresc singure. Eu așa aici a violat ușa. Că dacă Iana e îmbibată cu fiară.
momentul. Cine a forțat cu toporul ușa asta? Borma, eu am forțat-o. Dar de 2 ani suntem divorțați și el e plecat pe Cotroceni. Se închisese peste lucrurile mele, nici tot. Eu nu m-am putut, am stat pe afară 3 zile. Dar eu întreb așa, de ce ați ajuns în discuția noastră să sufere ușa, să sufere casa? Nu discuții mele, era închis în casă, nu vrea să-mi dea drumul înăuntru. Eram afară, eu 3 zile n-am lucrat, am șezut pe drum. Sectorist. Mi se vorbește ca și cum interlocutoarea noastră ar trăi într-o pădure, unde nu există nicio lege, ar fi fost silită să-și facă dreptate singură. Și acum când repară aici? Păi nici nu, eu nu pot să stau așa, că mi-e frică să nu-mi aranjez și ea, dar a zis că iar face. Ce a zis? A zis că iar face. Cine a zis? El. Da, ma, am martor. Ce face? Iar vine să înguie în casă și iar face așa ceva. Nu-i rostul nostru să stabilim care din cei doi foști soți e principalul vinovat. Tot ce ne putem îngădui este să le amintim că măcar după divorț ar trebui să se poarte altminter decât s-au deprins. În fine, o ciudățenie pe care dacă n-ați vedea-o, nu ne-ați crede. Aici, așadar, e o școală. Lătrăturile pe care le auziți provin dintr-o casă vecină cu câteva udăi ocupate de o haită sălbatică de câini murdari, totul prin apropierea podului Elefterie, adică în plin centrul capitalei. Câinii latră, copiii învață. Iată și ne-a spus, printre altele, directorul școlii. Și pe urmă, noi avem aici bucătăria. Avem internat. Avem internat aici, vedeți? Aici, de fete. Și emană miros direct de la casa asta, vine când sunt căldurile mai așa întoi. Da, și acum. Și acum. Și dincolo, în partea cealaltă, mai mult în fața internatului acolo. În acest, nici președintele comitetului nostru de părinți, în luptă cu problema asta, susține și el și ca să scoată câinii ăștia de aici. Stăpâna câinilor, Victoria Maniu. Iată și ne spune despre ea o vecină, a cărei enervare e lesne de înțeles. Ea nu se dă pe la nimeni ce face. Ea zice că ține, la unii spune că ține câinii din milă ca să-i aducă mâncare, așa? La alții spune că pentru experiențe. La alții spune că vrea să facă o carte. Cu graiul animalelor, cu talentele lor, cu nu știu ce, cu de-astea, știți? Și atunci ai spus, bine, dacă da, îmi dă zile, te spui că faci carte, carte, carte și cartea nu mai termin. Nu intenționăm să ne amestecăm în, hai să zicem, atelierul de creație al doamnei Maniu, decât în măsura în care metodele domniei sale de studii medicale și psihologie canină sunt nici mai mult, nici mai puțin un pericol public. Toată lumea după toată strada. Toată strada știe că e doamna doctor. Doctor de draci, că nu e niciun doctor. Și se fac de foame să omoară unul pe alții. Și să mănâncă unul pe alții, să omoară pisicile și le mănâncă de foame. Deci acolo trebuie să duci cu mască de gaze. Aici avem de a face și cu o de neînțeles inerție a celor răspunzători de igiena orașului, de grija pentru școala alăturată, de liniștea vecinilor acestei crescătorii patronate de doamna doctor sau literat. Nici noi nu știm bine ce e. Toate cele relatate până aici sunt, după cum știți din propria dumneavoastră experiență, trăiți, sperăm, între vecini civilizați, cazuri izolate. Dar nici izolate fiind, noi, opinia publică, nu le putem tolera. Am intrat, de rândul acesta absolut întâmplat, în casa familiei Chifelea, lângă uzina Grilița Roșie. Iubesc apartamentul pentru că l-am visat de atâta timp și dacă n-am să-l întrețin eu, cine altcineva o să vină să-mi facă. Și meseria asta știu, o îndrăgesc așa de mult și sigur nu mă lasă. Sunt soră de reper la spital și îmi place foarte mult curățenia. Ce aș putea să vă mai spun? Pot să îndrumesc și pe ceilalți care știu eu sunt mai delăsători sau mai neglijenți. Pentru că dacă acum, după un an, doi, într-o casă nouă, n-ai să știi să te întreții, mă întreb ce o să fie după 10 ani. Deși normal, când vii acasă și e curat și frumos, te simți altfel. Alături de astfel de apartamente, pe astfel de magistrale, n-avem dreptul să rămânem indiferenți la eventuale neglijențe, la atitudini boierești față de casele noastre, ale tuturor. Să-i educăm pe cei care nu înțeleg încă aceste obligații elementare, să învățăm respectul și răspunderea, să apărăm frumusețea și trăinișia caselor noastre.